Dar înțeleg că are și un nume, deocamdată păstrat la secret pentru Ministerul Finanțelor. De fapt, ar fi două nume, domnul Dan Vâlceanu și domnul Sebastian Burduja, președinte la PNL Sector 1. Pentru viitor ministru al finanțelor. Poate să aibă două, poate să aibă trei, poate să aibă patru variante. Întrebarea este, va tranzacționa funcția de ministru de finanțe contra voturi la Congresul PNL și dacă da, având în vedere că interimatul trebuie să ia sfârșit și el după 45 de zile, deci în august, deci chiar înainte de congres. Congresului, asta înseamnă că domnul Câțu plătește înainte? Nu știu, toate dumneavoastră lucrurile astea se duc. Eu cred că nu, sper să nu se întâmple așa, dar sper să nu se întâmple așa bazându-mă pe faptul că mai există și liberalii raționali care vor spune, băi, ne luptăm, dar nu până acolo. Da? Până la urmă, totuși, Dan Vâlceanu mi se pare o soluție bună dacă vrea să prăbușească definitiv finanțele țării și dacă ăsta e obiectivul guvernării liberale, ar putea să fie o soluție. De ce credeți? De ce cred că le-ar putea prăbuși? Păi citeam de curând la Valeriu Nicolae, un om care postează mult pe Facebook și uneori mi se pare și interesant ce postează, despre multele firme ale familiei Vâlceanu. E numai bun să-l pui șef peste finanțe, nu? Despre domnul Burduja, ce să zic, dacă nu reușește să gestioneze relația cu Clotilde Armand, de ce ne-am putea imagina că reușește să gestioneze relațiile cu ECOFIN, cu ceilalți miniștri de finanțe din Uniunea Europeană? De ce am putea să ne imaginăm că o execuție bugetară ratată definitiv până la 6 luni ale anului în curs la sectorul 1 se vor traduce printr-o astfel de funcție într-o execuție bugetară superbă la nivel național? Adică dacă nu reușești în propria grădină, de ce aș crede că reușești să gestionezi țara? Ministerul Ministerul Finanțelor are un buget de 3,04 miliarde de lei, chiar acum mă uitasem. E un minister foarte greu și este un minister și va cântări foarte, foarte mult, cântărește foarte mult, va cântări în continuare foarte mult. Este cel mai important minister al oricărui guvern în orice țară. Deci miza e la fel de mare. Miza este extrem de mare și aș adăuga la bugetul Ministerului Finanțelor și la puterea sa în guvern, atunci când e vorba de avizări și de tot felul de documente interne ale guvernului, aș adăuga și tema împrumuturilor, care văd că este de fapt principalul motor al guvernării Câțu. Rata de îndatorare a României se duce mai mult decât a fost vreodată și toate astea cu minim impact pozitiv pe cetățean. Pentru că împrumuturile astea nu se duc nici în pensii, nu se duc nici în salarii, nu se duc nici în alocații, toate blocate, nu se duc nici în investiții, pentru că dacă ne uităm, investițiile sunt la un nivel mult, 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 mult sub nivelul împrumuturilor. Așadar, în ce se duc împrumuturile astea, nu înțelegem.